Salutare tuturor! Înainte să începem, aș vrea să vă prezint un mic proiect din care fac și eu parte. La acesta participă câțiva dintre youtuberii voștri preferați și își propune a pune pământul și omenirea în diferite scenarii de genul ce s-ar întâmpla dacă. Deja avem câteva videoclipuri create și sperăm să ajungem împreună cu voi la cât mai multe. Vă las un link în descriere către canal. Nu ezitați să vă abonați și acolo pentru mai multe videoclipuri interesante. Ce se ascunde în interiorul vânturilor unui uragan? Chiar și după ce ai citit romanul Partea lăuntrică a vântului scris de Milorad Pavic, este puțin probabil să fi înțeles puterea absolută a vânturilor. Vântul este capabil să rupă acoperișurile, să transforme casele în grămezi de moloz și să smulgă copacii din rădăcini. Dar dacă un uragan sau un taifun reprezintă doar ce se află la suprafața unor elemente mai destructive, dacă vânturile puternice din ultima vreme sunt doar avertizmentele unei catastrofe dezastroase care se va petrece în viitor. În mai 2013, în nordul Italiei, s-a înregistrat un cutremur cu o magnitudine de 3,8 grade pe scara Richter. Nimic ieși din comun, numai că, aproape simultan, rafalele de vânt au lovit cu putere aceeași regiune unde a avut loc cutremurul. Experții au fost surprinși să vadă o asemenea coincidență, însă a fost asta doar o coincidență? Albert Einstein a parafrazat spusele filozofului grec Socrate, declarând: "Cu cât învăț mai mult, cu atât îmi dau seama cât de mult nu știu." Surprinzător, această idee este relevantă și pentru oamenii de știință moderni care au descoperit destul de recent un fenomen geofizic care este compus din alte două fenomene diferite ce se petrec simultan, cu tremurele și uraganele. Acest fenomen este cunoscut în limba engleză sub numele de stormquake. În sezonul furtunilor, uraganele transmit energie în ocean sub forma valurilor puternice care lovesc malurile și generează o activitate seismică crescută. Este de înțeles, totuși, este destul de ciudat că nimeni nu a descoperit conexiunea dintre aceste două fenomene mai devreme. Oamenii de știință au analizat mai mult de 12 ani datele seismice și oceanografice, mai exact din 2006 până în 2019. În urma cercetărilor au descoperit că mai mult de 14.000 de uragane și cutremure s-au întâmplat în același timp în apele de pe coasta din America, Canada și Golful Mexicului. S-a dovedit că uraganele puternice din Oceanul Atlantic au generat cutremure pe fundul oceanului cu o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Cercetătorii au citat că uraganul Atlantic Bill, care a avut loc în anul 2009, este un exemplu reprezentativ al acestui fenomen. Furtuna tropicală a lovit la început provincia canadiană, Newfoundland, iar apoi Noua Anglie. Atunci când vânturile furtunii au ajuns la forța unui uragan în largul coastei din New England și New Scotland, numeroase vibrații seismice au fost generate de valurile transcontinentale de la suprafața oceanului. Într-un mod similar, uraganul Ike, care a avut loc în anul 2008, a cauzat un cutremur în Golful Mexicului, iar uraganul Irene, din 2011, a fost la fel de devastator în zonele din apropierea insulelor Bahamas în largul coastei din Florida. În sezonul furtunilor, atunci când vânturile nord-estice suflă cu putere, acestea își transferă energia oceanului formând valuri uriașe. Vibrațiile de la suprafață interacționează cu fundul oceanului, generând o activitate seismică moderată. Aceste fenomene nu se formează numai în Oceanul Atlantic, dar și în alte părți din jurul lumii, însă pur și simplu nu au fost înregistrate până în prezent. Desigur că aceste fenomene nu au apărut recent, ele au existat întotdeauna, însă până acum nimeni nu le-a acordat nicio atenție pentru că erau considerate un simplu zgomot seismic de fond. Fenomenul geofizic descoperit recent implică interacțiunea dintre atmosferă, ocean și scoarța terestră și depinde foarte mult de topografia cuverturii mării. Potrivit geofizicienilor, sursele tremurelor subacvatice sunt asociate cu platformele continentale. Ele reprezintă acea zonă a fundului mării care mărginește uscatul și sunt o continuare a continentelor sub oceane și mări. Fiind bazată pe structura scoarței terestre, o platformă continentală face practic parte din continent, însă este mai exact fundul oceanului din largul coastelor. Platformele continentale, numite și platouri continentale, se pot extinde până la câteva sute de kilometri distanță față de țărm. Apa care se află în zona platformei continentale are o adâncime relativ mică, iar de aceea valurile furtunilor tropicale provoacă lovituri puternice asupra fundului mării sau oceanului. Această vibrație se propagă prin întreg continentul și este înregistrată de seismograf.
When Yun Fan a recunoscut că nici măcar nu eram conștienți de existența unui astfel de fenomen natural. Este interesant că în timp ce omenirea încearcă din răzputeri să ajungă la marginea universului, încă nu cunoaștem niște fenomene fundamentale care se petrec pe propria planetă. Însă, în realitate, nu se poate spune că oamenii de știință nu au acordat suficientă atenție elementelor care indicau acest fenomen. În 2017 s-a observat că valurile lacurilor provocate de furtuni mici pot provoca microcutremure și sunt resimțite ca niște vibrații seismice slabe, de scurtă durată. O echipă de geologi condusă de Yang Zhu de la Universitatea Yunnan a studiat 6 lacuri diferite ale căror dimensiuni variază între 200 și 27.000 de kilometri pătrați. Lacurile studiate sunt situate în SUA, Canada și China. Cercetătorii au descoperit că valurile lacurilor provocate de vânt duc la vibrații ale solului cu frecvențe diferite. Aceste semnale sunt foarte slabe și pot fi detectate doar într-o zonă alăturată, pe o distanță de 25-30 de kilometri de la țărmul lacului respectiv, în funcție de dimensiunile sale. Dar câteodată vântul joacă rolul unui sabotor care intervine tăcut în cursul evenimentelor și le schimbă cronologia. Știați că vântul poate mișca munți la propriu? Uraganele nu numai că provoacă furtuni severe în mări, ci declanșează evenimente și mai periculoase care schimbă textura fondului oceanic și duc la formarea tsunamiurilor uriașe. Savantul William Tiagu, specializat în studiul oceanului la laboratorul Stennis Space Center din Mississippi, credea că uraganele pot colecta și muta totodată mase uriașe de roci sedimentare de pe podeaua oceanului, iar acest lucru poate duce la formarea tsunamiurilor. Cercetătorul a furnizat dovezi geologice în favoarea ipotezei sale. El a pretins că există dovezi care demonstrează că în urmă cu mii de ani, un tsunami inexplicabil a lovit Golful Mexicului cu valuri care aveau o înălțime de până la 15 metri și au măturat tot Texasul. Mai târziu, în 2004, oamenii de știință au urmărit consecințele și cauzele tsunamiului devastator provocat de uraganul Ivan, unde valuri uriașe care măsurau până la 40 de metri s-au izbit de malurile din Jamaica, Grenada și ale statelor americane Florida și Alabama. William Tiagu a declarat: "Investigația uraganului Ivan este cea mai bună dovadă care sugerează că uraganele pot schimba peisajele subacvatice, provocând tsunamiuri. Au fost studiați diferiți indicatori și câteva puncte specifice din calea uraganului Ivan. S-a dovedit că furtuna a curățat un strat gros de 30 de centimetri de roci sedimentare de pe fundul mării și a mutat milioane de metri cubi de nisip. Dovezile științifice care dovedesc importanța uraganelor în evenimentele seismice provin din întreaga lume. Prin urmare, geofizicianul Salvin Sash este convins că taifunurile declanșează cutremure lente în Taiwan, care pot dura până la câteva ore sau chiar zile. Adevărul este că insula experimentează presiuni tectonice constante apărute în zona de subducție a două plăci litosferice. O asemenea tensiune duce la formarea cutremurelor violente în sud-vestul Japoniei, odată la 100-150 de ani, dar nu și în Taiwan. Autorii acestui studiu consideră că motivul acestui eveniment ciudat este reprezentat de cutremurele lente care eliberează treptat tensiunea tectonică subterană de-a lungul a mai multor ore, iar taifunurile care provin din Oceanul Atlantic declanșează cutremurele violente. În plus, uraganele pot provoca alunecări de teren imense care ne surprind ca o bombă cu ceas. În zonele cu risc seismic ridicat, datorită alunecărilor de teren, apar crăpături în scoarța terestră și provoacă ulterior deformări ale solului care în esență sunt cutremure. Geofizicianul Simon Wdowinski plănuiește să ofere informații convingătoare care să demonstreze relațiile dintre ciclonii tropicali, alunecările de teren și cutremure. Potrivit acestuia, în 85% de cazuri în Taiwan, cutremurele puternice cu o magnitudine de 6 grade pe scara Richter sau mai mare au loc la doar câțiva ani după trecerea unui taifun. Unii cercetători au mers chiar mai departe cu aceste preziceri, încercând să afle dacă există o conexiune între uragane, cutremure și eclipsele solare. Un grup format din mai mulți oameni de știință din cadrul asociației ALATRA, Mișcarea Internațională Socială, vor să dovedească legătura directă dintre evenimentele climatice de pe Pământ și activitatea Soarelui. Perfecționarea acelui sistem de calcul ne va permite să prezicem viitoarele fenomene naturale devastatoare, iar asta înseamnă că vom putea lua măsuri în avans care să reducă daunele catastrofelor naturale din viitor. Iar cel mai important este că va permite evacuarea populației aflate în zona dezastrelor naturale.
Există deja exemple de coincidențe incredibile în istorie atunci când un uragan și un cutremur, alături de alte dezastre naturale, s-au abătut asupra unei regiuni simultan sau secvențial. Însă știința modernă abia începe să dezvolte o imagine completă a totalității acestor fenomene naturale. Momentan putem vedea decât fundamentele climei de pe planeta noastră și nu putem să ghicim rolul fiecărui fenomen care are loc aici. La fel ca romanul, partea lăuntrică a vântului scris de Milorad, dacă sunt privite ca o clepsidră, fenomenele naturale pot fi prezise de la început sau când este prea târziu. Însă, o înțelegere amplă a situației totale nu se va petrece decât odată cu trecerea timpului și după ce oamenii de știință vor analiza problema dezastrelor naturale mai atent. Descoperirea unui asemenea fenomen geofizic, rezultat ca și combinație dintre un uragan și un cutremur, în ciuda tuturor progreselor făcute de știința modernă și a evoluției noastre, a putut lua prin surprindere oamenii de știință care doresc să călătorească în afara galaxiei noastre. Voi ce credeți despre efectele destructive ascunse ale uraganelor? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!